Dragimei. Salut, Dragimei. Salut, dragile mele. Vreau să vă zic că toți care mă urmăresc știți că sunt în Canada și nu prea public așa de des și mai ales public filmulețele cu excursie, cu ieșiri. Dar asta e. Ne străduim să ne aflăm mai mult cu nepoții, cu copiii, să nu prea mă axez la filmulețe și totodată vreau și să mă împart cu voi cu momentele cele mai frumoase. Și astăzi mi-am propus să vă arăt acest machiaj foarte, foarte leger de vară. Soțul meu a fost jubiliar zilele acestea, am plinit 60 de ani, îi doresc multă sănătate și multe bucurii. Și cum ne recomandă cei de la Orient, ca după ziua de naștere să mai sărbătorești timp de 12 zile, fiecare lună a anului. Iată, noi astăzi o să ieșim la un restaurant japonez și vreau să vă arăt acest machiaj leger, ușor, foarte ușor de aplicat. O tehnică retro, o tehnică care o aplicam cândva prin anii 90. Și da, să începem. Ok, îl știți că l-am mai folosit. Voi folosi antici, da, să-mi strâng. Dar tapotăm. Principalul că și tapotăm în jurul pleoapelor, ușor, bine, bine. Consiliul se tapotează și străduiți-vă să nu faceți mișcări foarte apăsate în zona ochilor. Așa, și sub. Și aici. Tapotăm. Mi-am procurat un mus. Un mus. Nu știu dacă se vede. Personeli. Se vede. Sper că personeli. Și voi aplica acest mus. Să știți că nu-mi prea plac ambalajele acestea, căci trebuie să iai cu linguriță sau cu spatula sau cu periuța. Cel mai bine îmi plac ambalajele cu dozator sau în tubulețe. O să aplic acest mus. Foarte plăcut. Culoare bronz. Îl voi aplica așa aici. Ca pe urmă să-l pot așa. Cam o linguriță de aceasta. Lingurița aceasta este de la Elizabeth Arden. Ea se poate folosi pentru orice în cosmetologie. La fel am procurat-o de la Winners. A, mă scuzați. Am procurat-o de la Jean Coutu, de la farmacie. Și cu Beauty Blender-ul întindem acest mus. Se aplică frumos, ușor. Da, am impresia că parcă mai trebuie de aplicat mus. Tapotăm bine, 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 să intre în piele și să se uniformizeze bine, bine, bine. Aici, așa. Estompăm bine. După cum vedeți, este de culoarea bronzului, dar mi se pare că am deschis. Bronz deschis. Așa, am uniformizat și pe gât. Pe gât doar ștergem blenderul. Putem să nu aplicăm formul de ten. Cenile. Îmi corectez sprâncenele cu un creion Haki de la Mary Kay. Haki. Așa, ca să vedeți. Firișoarele, doar conturul. Ușor, ușor. Așa.
Și în partea aceasta, liniuțe pentru A și în sus, așa. Îmi conturez ochii cu creion negru. Ies cu piriuța aceasta de la Atelier A. Dați să mă uit unde e. Așa. Aplicăm o bază. Iată baza aceasta. Culoarea nisipului. De la Mary Kay. Pe pleoapa superioară. Aplicăm pe toată pleoapa. Folosim fonul de te- folosim acest folosim umbrele ca bază pentru machiaj. Folosim aceste umbre ca bază pentru machiaj. Estompăm bine, bine, bine toată suprafața. Aplicăm ca o bază, ca machiajul să se țină bine. Dar acum am ales, fiindcă nu am umbre orange, am luat un creion roșu de la L'Oreal. Am luat creionul roșu de la L'Oreal 377 și voi aplica o tehnică care de mult, de mult noi în tinerețe o aplicam undeva prin anii 90, o tehnică foarte ușoară și foarte ușor de corectat și de ridicat pleoapa superioară. Doar cu creionul putem să înlocuim umbrele cu un creion, făcând un triunghi. De la aplicăm de la unghiul interior până, iată, dacă o să facem așa, unul, un triunghi facem, până la mijlocul pleoapei și la codiță. Și o să desenăm aici așa un triunghi. Doamnele care cunosc această tehnică, pot să-mi scrie în comentarii și chiar voi fi bucuroasă să cunosc cine cunoștea cândva această tehnică. Vedeți? Ca un triunghi. Și aici la fel. Aici un punctișor, aici un punctișor la mijloc și aici, la coada ochiului, un pic, un pic, neajungând la coada ochiului, cam pe diagonală, pentru a ridica pleoapele și ca să obținem o culoare oranj. Așa. Iată așa, dacă vedeți, ca un triunghi. Mai aproape, să vedeți. Vedeți, am desenat un triunghi. Desenăm triunghiul. Iată așa. Și după o să estompăm. Estompăm un pic, ridicăm în sus. Iată așa, în sus. Estompăm. Bine, bine, bine. Aplicăm deasupra cristalinul de la Mary Kay. Ca o adiere. Și remel. Mi-am procurat un remel de la Maybelline. Foarte, foarte generos. Alungește genele foarte, foarte bine de la rădăcină. Genele se alungesc foarte, foarte bine. Îmi pare că n-am avut așa gene niciodată.
Uau! Você vai aplicar um coral de la Melchior. Și rujul de buze de la Mărichei, citrus. Îl aplic cu această linguriță de la Elizabeth Arden. La urmă, corecția, special cum o făceam cândva prin anii 90, fiindcă este o tehnică retro. O să-mi aplic contur bronzant de la Mary Kay. Și obraj un roz timid, la fel de la Mary Kay. Și am o periuță de la NYX, care am încercat-o și foarte, foarte plăcută, procurată de la Jean Coutu. Întindem bine, bine, bine și înstumpăm. Cam atât. Vă îmbrățișez și vă iubesc. Să aveți vacanță frumoasă. Toate cele bune!